Micul păianjen firicel. Ia uite, mamă, firicel se duce la fermă. Și aici vedem amintirile lui. Calul, vaca cu vițelul, măgarul, porcul. Pipi. Da? Pipi. Hippie, păianjenul hippie cu oaia. Pisica Mino, Oscar, cățelul Oscar, puiul de găină, cocoșul care face cucurigu și păianjenul de la tractor. Micul păianjen, firicel, vacanța la fermă. Ia uite, aici avem un șoricel care spune: și eu sunt pe acolo, poți să mă găsești? Este o seară călduță de vară și micul păianjen ia cina împreună cu mămica și tăticul lui. Este foarte entuziasmat pentru că mâine vor merge în vizită la o fermă. Ei, te bucuri de pe acum că vei vedea o mulțime de animale? Întreabă mama curioasă. O, da, uite, aici e mama, aici e tata și aici e micul păianjen firicel. Și uite ce spune firicel. O, da, răspunde micul păianjen. Cel mai mult m-aș bucura să-l văd pe câine, pisică, vac. Uite ce câine, pisică, vac. Un câine, pisică, vac? Ce mai fi și asta? Se minunează tata. Există câini, pisici și vaci, dar n-am auzit niciodată de un câine, pisică, vac. Știu, zâmbește micul păianjen. Știu. Știu? Știu. Dar sigur ar arăta? Știu. Dar sigur ar arăta nostim. În dimineața următoare, totul este pregătit. Micul păianjen își pune grăbit cizmele de cauciuc în cărucior și sunt gata de drum. Toți prietenii lor au venit să le ureze drum bun. Mușii, Bela, Miro, Hapciu, Punchi, mătușa Uța și unchiul Picior Lung. Bunica Maia a făcut pentru ei o prăjitură delicioasă și le spune cu drag: vă urez distracție plăcută și nu uita un lucru, micuțul meu. Noi suntem în stare să ne facem plase oricând și oriunde și asta ne ajută foarte mult. Dacă ajungem într-un loc care ne place, putem să rămânem acolo. Bunica Maia. Bunica Maia. Ia zi, Maia. Maia. După o călătorie minunată, printre pajiști și ogoare, au ajuns în sfârșit la fermă. Ma, ma. Ham, ham. Ma, ma, ma. Ma, ma. Ma, ma. Sunt întâmpinați cu multă bucurie de câinele curții Oscar. Ham, ham. Bine ați venit, îi salută el lătrând. Mă bucur că sunteți aici. Haideți, o să vă arăt tot ce este de văzut. Ham, ham! Uite, aici este Firicel, mama lui Firicel și tata lui Firicel. Iar aici este Oscar și șoricelul. Mergi deocamdată numai tu cu el, dragul meu. Tata și cu mine vom căuta mai întâi un loc bun în care să ne țesem pânza, spune mama și îi zâmbește micului păianjen. Firicel țopăie bucuros cu cizmele lui de cauciuc. Alături de câinele curții Oscar, el pornește spre grajdul cel mare în care stau vacile. Ia zi cum face Oscar? Ma, ma. Așa. Aici locuiesc vacile cu vițelușii lor, îi explică Oscar. Aici e vaca mamă și aici e vițelușul. Vaca are uger, da? Și în uger are lăptic. Vițelul vacii papă lăptic. E și a puiul ei. Da? Hai să vedem ce ne explică. Vacile îl întâmpină cu prietenie. Bună ziua, micule păianjen! Bună ziua, răspunde Firicel. Este adevărat că voi dați lapte? Întreabă el curios.
Da, bineînțeles, răspunde mândră vaca. În ugerele noastre se strânge laptele de aici, care apoi este muls. Așa ajunge laptele pe masa oamenilor. Dar pe voi nu vă doare când sunteți mulse? Se miră Firicel. Nu, nici gând, îl liniștește vaca. Doar ne gâdile un pic. Asta îl face pe micul păianjen să chicotească. Hai acum să mergem să vedem porcii, latră Oscar. Cum latră Oscar? Ma, ma. Așa. Am ajuns la porceluși. Cum fac porcii? Groh, groh? Zi, groh, groh. Oh, oh, da. Micii purceluși se tăbălesc prin noroi și guiță vesel. Ia uite câți purceluși avem. 1, 2, 3, 4 purceluși mici și 1, 2 purceluși mari. Ia să-i numărăm împreună. Zi. Mici. 1. 2. 2. 3. Și? Bravo! Și mama și tata. Ăștia sunt porcii mari. 1. 2. 2. Bravo! Hai să vedem ce face Firicel. Puah! Aici miroase că a murit. Se strâmbă micul păianjen. Și ce plin de noroi sunt! Acum înțeleg de ce uneori, când mă întorc de la joacă, mama îmi spune: te-ai murdărit ca un purcel. Dar purceii mei, când se bagă în noroi, nu vor numai să se joace. În acest fel se răcoresc și își protejează pielea de insecte, grohăie porcul. Apoi se umfreacă de un par ca să dea jos noroiul uscat. Auzi, mami, se freacă de un par. Este modul nostru de a ne spăla. Groh, groh. Zici și tu, groh, groh. Poți să te speli cu noroi? Ce caragios, râde Firicel și pleacă voios mai departe să se întâlnească cu părinții lui. Ia uite, e plin de noroi purcelul. Mama și tata și-au țesut plasa în podul cu fân. Aici e podul cu fân, vezi? Și uite aici e plasa. Aici e mama, tata, aici e Firicel cu Oscar și aici... Cred că este Fănel și Florin și Florina. Da. Oscar. Cum face Oscar? Ma. Ma. Așa. Hai să vedem ce fac ei aici acum. Da? Ce loc grozav ați găsit, strigă micul păianjen bucuros. Dar iarba de aici nu arată prea proaspătă, se miră el. Păi nici nu este proaspătă, este iarbă uscată. Îi se spune fân, iar animalele o mănâncă cu plăcere. Iar în fân te poți juca foarte bine. Hai să te joci cu noi. Pe mine mă cheamă Fănel, iar frații mei sunt Florin și Florina. Împreună se tăvălesc prin fân și se distrează de minune până seara când, frânți de oboseală, dar fericiți, se cațără în plasele lor. Și s-au jucat până seara, mama. Cucurigu, cucurigu, cântă cocoșul dis de dimineață. Micul păianjen pornește imediat la drum. Vrea să-l vadă mai bine pe animalul care face atâta gălăgie. Ia, mami, care e cocoșul? Unde e cocoșul? Da... Te-ai trezit de vreme, spune micul păianjen, încă destul de somnoros. Da, chiar așa este. Acolo e o găină, da. Și aici ai o găină mai mare care stă pe ouă. Uite, și o cloșcă are deja puișori. O găină care are deja puișori. Ouă! Ouă! Da, chiar așa este. Și asta se întâmplă în fiecare dimineață, răspunde cocoșul mândru. În fiecare dimineață? Întreabă Firicelul mic. Da, în fiecare dimineață, cu puțin înainte de răsăritul soarelui, eu încep să cânt cucurigu, ca să înștiințez pe toți din gospodărie
că începe o nouă zi. Încet, încet se trezesc din somn și găinile cu puiilor și pornesc să-și caute hrana cotcodăcind. Micul păianjen a uitat de oboseală și vrea acum să cerceteze mai departe ferma. Ia să vedem cu cine se întâlnește el aici. Pe un gar din sârmă ghimpată. Bibi. Da, cu Hipi. Pe un gar din sârmă ghimpată. Bibi. Descoperă un păianjen care cântă vesel din gură și la chitar. Bibi. Da. Bibi. Cu Hipi se întâlnește mami. Hai să vedem. Pe un gard din sârmă ghimpată descoperă un păianjen care cântă vesel din gură și la chitară. Bună ziua! Văd că și tu te-ai trezit de vreme. Îl salută micul păianjen pe străin. Ziua asta este mult prea frumoasă ca să o petrec dormind. Eu sunt Hipi, se prezintă Bibi. Păianjenul cel vesel Bibi. Și povestește mai departe. Eu locuiesc aici cu oile și cu mielușeii lor. Uite-te la fularul meu, este împletit din lână de oaie. De fular, vezi, gri cu mai multe culori. Vrei să iei micul dejun cu mine? Avem la masă lapte și brânză de oaie. Firicel primește bucuros. După ce se înfruptă din bunătățile oferite, pleacă mai departe spre o pășune împrejmuită. Cine e aici, mamă? Oaia? Ia, acolo. Stai să vedem pe cine mai întâlnește Firicel. Bună dimineața! Voi cine sunteți? Întreabă curios micul păianjen. Iha, noi suntem cai, răspunde măgarul. Nu e adevărat, tu ești măgar, spune calul. Ei, ce-i drept, urechile mele sunt ceva mai lungi și nu am o coamă lungă ca a ta, ci doar una scurtă și dreaptă. Totuși și eu fac parte din familia cailor, îi răspunde mândru măgarul. Mere, da. Da, așa este. Tu arăți puțin mai altfel, constată micul păianjen. Dar fiecare dintre noi arată în felul lui. Tocmai acest lucru ne face deosebiți și unici. Toți sunt de acord, iar micul păianjen pleacă mai departe pe drumul spre marile pășuni și ogoare. Ia uite, micul păianjen se oprește și se uită mirat la o remorcă încărcată până sus. Uite, ăsta-i tractorul și aici e remorca și încărcată cu cereale. Și în spate aici se vede o combină. Iar Firicel se întâlnește cu un păianjen pe care îl cheamă Sebi. Uite, se prezintă. Salut, eu sunt Sebi. Îl salută un păianjen prietenos. Sebi. Sebi, da. Remorca este încărcată cu cereale. Din ele se face făină. Din făină bunica mea pregătește mereu prăjituri gustoase cu cremă, strigă plin de încântare Firicel. Sebi se gândește puțin și spune. Da, sigur, dar din făină se face și pâine. Ogoarele sunt arate cu tractoarele, iar recolta este strânsă de mașini mari numite combine de cereale. Este grozav câte lucruri pot fi descoperite aici, spune încântat micul păianjen. Vii cu mine? Mi-aș dori să facem o fotografie ca amintire. Ia uite ce frumos! Lângă gardul cel mare s-au adunat toate animalele ca să facă o fotografie de grup. Tocmai atunci mai apare cineva. Dar tu cine ești? Întreabă curios micul păianjen. A, uite-l pe Firicel aici. Miau! Eu sunt Minu, pisica, răspunde prietenoasă pisicuța. Eu umblu de colo-colo, străbat mereu câmpurile din jur.
Dar cel mai mult îmi place să stau aici în curte cu celelalte animale. O, ce frumos! De-abia aștept să le povestesc prietenilor mei despre voi. Dar pentru că ei sunt atât de departe, o să le trimit o scrisoare, spune Firicel bucuros. Cum face mami pisica? Miau, miau! Miau, miau! Uite ce avem aici. Aici se face fotografia de grup. Aici sunt părinții lui Firicel, mama și tata. Aici este cocoșul, pisica Minu, purcelul. Aici trebuie să fie, mai mulți păianjeni, ia să vedem. Hippie, unul din cei doi e Sebi, cățelul Oscar, măgarul, vaca, calul, șoricelul și Firicel. Și mai sunt și Florin, Florina și Fănel, ceilalți păianjeni. Și acum am făcut fotografia de grup și scrie o scrisoare acasă. Ia să vedem, scrie, da. La fermă, bunica Maia, da. Și aici este cel care citește scrisoarea, un gândăcel albastru și grăsun. Sau rotunjor. Hai să vedem ce a scris Firicel în scrisoare. Da! Păianjenul albastru. La fermă este super interesant și palpitant. Am făcut deja cunoștință cu o grămadă de animale. Aici locuiesc mulți alți păianjeni cu care pot să mă joc foarte frumos. Mă bucur că o să ne revedem în scurtă vreme. Poate că viitoarea expediție o vom face împreună. Pe curând, micul vostru păianjen, Firicel! Ia uite, cocoșul și șoricelul.